Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Gioană, a vorbit în exclusivitate pentru Antena 3 CNN despre bucățile de dronă găsite pe teritoriul țării noastre. Mircea Gioană dă asigurări că Alianța Nord-Atlantică monitorizează îndeaproape regiunea Mării Negre. Acesta și-a încheiat astăzi o vizită oficială în Israel, acolo unde s-a întâlnit cu premierul Benjamin Netanyahu. Domnule secretar general adjunct, cu ce mesaj ați mers în Israel în această vizită oficială din partea Alianței Nord-Atlantice pentru premierul Israelului, pentru Benjamin Netanyahu? Am avut întâlniri foarte importante astăzi cu primul ministru Netanyahu, cu președintele Yitzhak Herzog, cu ministrul apărării. Am vizitat și foarte multe zone de tehnologie. Mesajul este simplu. Israelul este o superputere tehnologică și un jucător foarte sofisticat în securitate națională și internațională. De aceea am pus bazele unui nou capitol al relației noastre, al NATO cu Israel. Un parteneriat foarte robust, foarte diversificat, care are o componentă evident politică, dar spune că are o componentă tehnologică foarte centrală. Și cred că și pentru noi, ca români, și pentru țări din regiunea noastră, un parteneriat care să pună în valoare talentul ingineresc, inovația și talentul pe care îl avem împreună este foarte valoros. Ceea ce mi-a făcut și mai multă plăcere, dacă pot spune așa, este că am văzut enorm de mulți români originari din România, în administrație, la Ministerul Apărării, la administrația pentru managementul apelor, o organizație foarte puternică, de la care avem foarte multe de învățat. Un nou parteneriat între NATO și Israel, mult mai cuprinzător, mult mai robust, ne va pune calitățile fiecăruia în valoare, NATO pe de o parte, cea mai mare alianță din istoria umanității, Israelul, una din cele mai interesante țări din punct de vedere militar și tehnologic, la nivel internațional și istoric. Israelul este o democrație, face parte din familia noastră democratică și niciun fel de semn de întrebare că atunci când regimuri autoritare de gen Rusia, Iran sau Corea de Nord își adună forțele, este o preocupare și pentru Israel. Care sunt informațiile pe care Alianța Nord-Atlantică le are, le deține în acest moment despre ceea ce s-a întâmplat la granița între România și Ucraina? România face parte dintr-o alianță extrem de puternică. Nu avem indicii că am fi asistat la altceva decât la un incident. Marea Neagră este importantă pentru NATO și vom lua toate măsurile necesare pentru a putea să ne apărăm interesele cetățenii și teritoriului.